Protest în fața Pretorii Centru, activiștii civici care apără drepturile animalelor au ieșit să protesteze împotriva închiderii secției care se ocupă de animalele fără adăpost din capitală. De asemenea, manifestanții au acuzat actuala conducere a necropolei de incompetență. Potrivit lor, zilnic la necropola din Chișinău au loc încălcări grave ale regulamentului de întreținere a animalelor domestice și a celor fără adăpost. Potrivit protestatarilor, Consiliul Municipal intenționează să înființeze o nouă instituție, căreia îi se va încredința să se ocupe de animalele fără adăpost în Chișinău, iar departamentul existent va fi închis. Ne-am adunat aici pentru a spune nu închiderii secției de control și protecție a animalelor și construcției celei de-a doua necropole. Noi vrem ca secția de control și protecție animalelor să rămână, fiindcă la momentul dat el este organul principal de control a necropolei. În mare parte asta și problema. Ei vor să închidă secția de control și protecție animalelor, să deschidă o întreprindere nouă care nu o să aibă acest control. La moment noi avem problemă mare cu animale fără stăpân. Nu avem unde duce aceste animale, că necropola nu are condiții, nu are doctor. Animalele să fie sterilizate, să fie castrate, să fie hrănite. Necropola să-și facă funcția care trebuie, dar nu să stea câte 20 de animale închise la un loc. Dacă dispare această organizație, nu o să termine sterilizările, castrările și o să avem ce avem și până acum. Pe de altă parte, autoritățile spun că noua întreprindere municipală va avea drept scop asigurarea eficientă a protecției animalelor. Am înaintat inițiativa de a crea o nouă întreprindere municipală, întrucât regia autosalubritate nu are nici timp, nici resurse financiare pentru a se ocupa de problema câinilor fără stăpâni. În obligațiunile noii secții vor fi controlul, întreținerea câinilor, înregistrarea plângerilor, dar și prinderea câinilor. Se urmăresc alte interese. Pur și simplu alte interese se urmăresc. Nu este nici într-o propoziție scris că se lichidează secția control și protecție animale. Doar că, ca soluție, de către comisie s-a propus crearea unei întreprinderi care va totaliza toate procesele care au loc la moment. În următoarea perioadă, proiectul de hotărâre privind crearea noii întreprinderi ar urma să fie analizat și dezbătut de consilierii municipali. În prezent, la necropola de animale din Chișinău sunt adăpostiți peste 400 de câini fără stăpân.